vezi, de nu te vezi, de nu te vezi. E foarte, foarte. Sau aș putea să-ți mai fac. Uite, să zici că e mai multă distanță. Când mă stai jos, da? Da. Crezi că pleacă fără să-ți atingi. Mai la acest lucru, fără să pleacă. Nu, nu e bun. E foarte. Deci, da, e foarte. Da. Da. Doamne, nu pot să cred. Ceva... Mai erau de multe trucuri. Aș putea reinventat. Da, nu am tot ce trebuie acum la mine, dar pe viitor, dacă o să fim împreună, o să le peste toate ce știu să fac. Ce tare, ce tare. Dacă o să fim împreună, o să fim clonul meu personal. Cum? Ce am zis? O să fii clonul meu personal. Asta nu e meseria. Am vorbit cu el și s-a supărat pe mine. Era simpatică, dar nu-mi place să-mi jignească munca. I-am făcut o glumă, dar nu am vrut să-l jignesc sub nicio formă. Eu nu sunt clovnul nicmănui, eu sunt magician și vreau să fac artă. Dacă s-a supărat dintr-atât, înseamnă că nu mă merită. Într-o femeie și arta mea va prima arta. Te iubesc de nu te vezi, de nu te vezi. Da, cred că cel mai grav și greu până la urmă este ca cineva să îți vorbească de rău meseria pe care o faci. Aș invita-o pe Cornelia aici să ne povestească ce și cum. Hai, să o primim. Te rog. Bună seara. Te rog, ia un loc. Bună seara, Cornelia, ce faci? Foarte bine. Foarte bine. Uite, băiatul s-a plâns că te-ai luat de meseria lui și că l-ai făcut, nu știu cum a zis el... Clovn. Clovn. Așa. Păi, una e una, alta e alta și până la urmă e o meserie ca oricare alta. Ce s-a întâmplat la întâlnire? Nimic, doar că mi s-a părut puțin cam glumeț. Așa. Și... Păi și ce, tu vrei un bărbat de la care să... Nevastă, treci la cratiță! Nevastă, stai... Nu, nici atât de serios, dar nici atât de glumeț. Aha. Măi, știi cum e? Dacă e așa, nu e bine. Dacă nu e așa, nu e bine. Dacă stai la cratiță, nu e bine. Dacă nu stai la cratiță, iar nu e bine. Aurel, tu ce zici? Bună seara! Alo? Stați că a făcut o scamatorie și a dispărut. Alo? Alo? Da, bună seara, numele meu e Aurel. Bună seara, Aurel. Vroiam să știm, voiam să știm ce s-a întâmplat ieri seară la întâlnire cu tine și cu Cornelia. Da, m-a deranjat faptul... Eu i-am arătat ceva ce știu să fac în domeniul meu, care îl fac, așa, ca magician. Și am auzit niște vorbe care nu mi-au convenit, adică m-a făcut... că sunt clovnul ei și asta m-a deranjat cel mai rău. Mm-hmm. Din cauza asta n-am mai vrut să... Ea zice că nu erai foarte serios. Eu ca magician nu aș putea niciodată să fiu foarte, foarte serios. Sau... Da, dar în viața de zi cu zi nu trebuie să fii magician. În viața de zi cu zi trebuie să fii tu, Aurel. Da, am înțeles și asta. Ea a fost de acord... să vadă ce pot să fac și ce să-i demonstrez. E adevărat, dar să știi că eu când mă duc acasă la fiica mea, spre exemplu, nu-i spun bună seara, domnișoara Victoria, suntem în direct acum și aș vrea să ai o atitudine potrivită și să te rog frumos să mănânci cum trebuie. Crezi că sunt ca la televizor? Doamne, iartă-mă, sunt și eu om. Este. Și asta... Corect. Asta ar trebui... Măi, mie dacă...
mi-ați fi cerut părerea, eu v-aș fi spus că voi vă potriveați. Acum nu știu ce n-a funcționat între voi, că te văd și pe tine ofuscat, dar o văd și pe ea făcând mutre. Cornelia, tu de ce nu zici nimic? Ai ocazia să vorbești cu el. Dar eu am spus părerea mea. Mm-hmm. Adică nu sunt una care bârfește la spate. Eu spun că nu supăr pe cineva sau chestii de genul. Eu spun pe față. Nu am de ce să ascund sau nu știu ce. Da, acum depinde și cum o spui, că poți și tu să mai... Știi, tonul face muzica. Poți să spui același lucru, dar depinde de tonul pe care îl folosești și atunci... Mulți bărbați folosesc magia, profită și dispar. Da. Da. Atenție, se închid ușile. Aurel, mai vrei să spui ceva? Nu cred că mai vrea să spună nimic. Eu cred că s-a teleportat. A făcut o magie. Cornelia, poate data viitoare o să-ți fie mai bine, așa că te invit acolo alături de celelalte fete. Hai că să